Pantalon, vreți să mergeți la școală? Nu. Ok, chiulim de la ore? Ce zici? Să chiulim? Știi ce se poate întâmpla dacă afle părinții mei? Dar cine va afla? Nimeni nu ne vede, toată lumea e la școală și asta înseamnă... Pantalon, asta înseamnă că n-am fost deloc la școală, e clar, n-am fost! Da, să mergem la McDonald's, acolo sunt creveții mei favoriți, n-am mâncat de mult! Care creveți, fetelor? Eu nu pot lipsi de la ore! Ba, poți! Opa! Fetelor, uitați-vă și voi! Ce caută Frogs lângă poartă? Orele aproape au început! De ce au venit la poartă și apoi a plecat? Fetelor, tocmai au decis să chiulească de la ore! Să mergem să le arătăm noi lor! Frogs, ce faceți aici? Oh, nu! Sunt banii! Au întârziat la școală! Ne-au prins în faptă! Bine, fetelor, să ne întoarcem și să zâmbim frumos! Frogs, ce-i greșit cu voi? De ce ați venit la poartă? De ce ați plecat în sensul opus? Ce, vreți să chiuliți? Întorceți-vă la școală acum! Vreți să apăreți pe peretele rușinii ca niște chiulangioaice? Cnopa, ce le zicem? Doamne, pe peretele rușinii, fetelor, știți, părinții mei ar... Bunny, ați înțeles totul greșit, blonda și-a pierdut clama de păr și voiam să o căutăm, da, blondo? Da, mi-am pierdut prinzătoarea. Clama! Sau prinzătoarea? E mai importantă decât școala? Întoarceți-vă la școală! Bine, fetelor, să mergem, nu putem chiuli azi. Da, frate, Bunny, venim acum! Aoleu, trebuie să ne răzbunăm. Normal, tocmai ne-au făcut-o. Fetelor, chiar ne-au ars! Smiley, Smiley, te rog, vorbește cu Diana ca ea să vorbească cu Frog și ele să mă privească iar în echipa majoretelor. Molly, ce-i greșit cu tine? Să vorbesc cu Diana despre tine? Să vorbesc cu ea despre tine? Ești nebună? Normal că nu. Ce ai? Bine. Provați-i, vrei să vorbește rău cu Diana ca ea să vorbească cu Frogs? Bine. Max, dar tu o să vorbești cu Leala, te rog? Serios, cu Leala? M-ar omor direct. Oh. O, păr verde, e așa bine când tu nu vii la școală. Îți place mult să chiulești, deci ar trebui să chiulești. Ascultă, Gigi, nu mă mai deranja, sunt sătulă de tine, nu te mai oprești din vorbi. Bună, băiați! Oh, au venit! Ne bucurăm așa tare când ați venit la școală. Și am venit, Smiley, să te enervăm. Totul era așa bine înainte. Mai bine tășem din gură pentru că avem o înțelegere de aia. Auziți, tăceți odată, mai întâi țipă păr verde, acum țipați voi. Lăsați-mă să termin de scris, tăceți. Băieți, bună! Oh, întârziatele. Compani majoretele, vă vine să credeți. Am crezut că chiulește jumătate de clasă. Da, fotbaliștii lipsesc azi, am crezut că și voi majoretele sunteți cu ei. Ascultă, Ice, noi nu chiulim. Noi suntem eleve silitoare. Noi suntem exemple pentru școala asta, țineți minte! Sunteți exemple? Cum rămâne cu Nastia? Nastia e o altă poveste. Ei, Patrick, nu mai vorbi despre Nastia. Nastia are motivare, poate lipsi de la ore. Ice, chiar crezi asta? Fetelor, se întâlnește de prea puțin timp cu Nastia. Vei vedea în curând că Nastia nu e perfectă. Nimeni nu-i perfect. De mai ar face asta, nu mai umbla după ea. Ascultă, Costea, și tu o iubești? Nu, am ieșit împreună și ne-am despărțit, nu mai simt nimic pentru ea. O, asta e perfect, o să o chem în oră să vorbesc cu ea, da. Dima, nu poți să faci asta în pauză? Nu, Costea, nu pot, fuge peste tot. Și ce vrei să zici? O să-i dau chestia asta delicioasă, e preferata ei. Dima, mai bine mi-o dai mie, e și preferata mea. Nu înțeleg, ți-a arătat-o Diana? Nu. Costea, nu mai am încredere în tine. Dima, cum adică sunt prietene când eram mici, nu ai încredere în mine? Costea, am încredere în tine. Haide! M-am săturat de păr verde. Da, ea nu e o măjuretă. Bună, fotbalistă. Nu vorbim cu voi. Tocmai ne-ați salutat. Să intru sau să stau aici cu tine? Intră, într-un minut o să o chem pe Diana, nu vorbi despre mine. Ok. 60, 59, 58. Salut! Bună, Costea, cum te ești fără Dimas? Asta e foarte ciudat. Costea, unde-i prietenul tău? Sunt bade în gardoloi, n-a venit cu el. Diana, ce s-a întâmplat? Dima n-a venit la școală azi. Fetelor, sinceră să fiu, mă bucur pentru că mereu umblă după mine ca o coadă. M-am săturat. De acord. Salut, Diana, pot vorbi cu tine?
Diana, ne pare rău. Dima, ce vrei să spui? Vino, suntem în timpul orei. Diana, vino afară câteva minute, e important. Da, bine, Dima, un minut, un minut. Fetelor, urați-mi un succes. Succes, succes, Diana. Fetelor, ce putem face cu mesochetele? În special cu Diana, m-am săturat de ea. Fetelor, nu știu, să-i furăm telefonul și să-i luăm pozele? Cum? Ea niciodată nu-și lasă telefonul. Oh my god, de ce sunt ochelarii basketbaliștilor Max aici? Cineva te-a rugat să-i dai lui e. Bine, fetelor, rezolvă mai târziu cu ochelarii. Majoritele ne-au prins când am vrut să chiulim. Sunt sigură că le vor zice tuturor, da. Sau deja le-au zis. Fetelor, liniște. Dima, te rog, spune repede, trebuie să merg la ora. Diana, știu că nu mă mai iubești și n-ai nevoie de mine, dar accepta asta de la mine. Ți-a luat stixuri cu Nutella. Dima, vorbești serios? Vrei să mă îngrași ca Smiley să mă părăsească? Asta vrei tu? Ha, fetelor, uitați-vă la asta. În timp ce Smiley învață, ea stă cu Dima. Ce-i drăguț. Trebuie să-i zicem lui Smiley. Fetelor, să le facem o poză. Cine are telefon? Daniel o să te părăsească pentru că e în clasă cu păr verde. Sigur flirtează. Dima, e nebunit de tot? Yes! Dima, ești nebun cumva? M-ai lovit cu casca ta. Diana, scuze, uite-ți. Să ne întoarcem la oră. Bine, Dima, știi ceva? Niciodată nu o să mai ies afară cu tine. Să nu mă mai întreb. Bine, bine. Hai, blonda, arată-ne. Ce sărut! Dar ea l-a refuzat. Nu se arătă momentul în care l-a refuzat. Dar ea l-a refuzat. Hai, blondo, taie videoclipul și trimite tuturor. Nu tuturor, numai lui Smiley. Trimite-l tuturor din școală și lui Smiley. Mă duc la cafenea, vă aștept acolo. Diana, ce-a vrut Dima? Despre ce ați vorbit? Fetelor, ca de obicei, mi-a zis că mă iubește și mi-a dat Nutella. Aoleu, Diana, încă e îndrăgostit de tine? Așa cred, da. Fetelor, m-a sărutat și avea casca pusă. A uitat să o dea jos? Doamne, fetelor, Dima e așa enervant. Fetelor, trebuie să-i găsim urgent o iubită. Cum să-i găsim iubită? Iulia, ne uităm la un film la tine diseară? Nu, Marușca, nu diseară. Mama nu-mi dă voie să vă aduc prieteni. Dar ai promis. Data viitoare, bine, mama mi-a interzis. Opa! Smiley, cred că Diana s-a îndrăgostit de Dima. Oho, wow, majoretele bune, e iar cu Dima. Nu înțeleg, care-i faza? Păi, Smiley e singur din nou, vrei să ieșim? Muli, calmează-te. Nu, fetelor, nu poate fi adevărat, cred că e Photoshop. Smiley, calmează-te. Păi, liniștiți-vă, să mergem să aflăm. Nu, băieți, nu e fake. Diana s-a întors la Dima. Știam că se va întoarce la el pentru că Dima tot umblă după ea. Hai, scade obicei, doi hot dogi, doi. Bine, acum. Eu vreau un burger. Bine, eu vreau un milkshake. Băieți, bună! Băieți, puteți să mă împrumutați niște bani? Perfecte, nimeni nu o să-ți împrumute. Nici măcar o singură persoană din școală nu o să-ți dea. Oh, doar glumeam. Azi am bani, vreau 5 rulouri și 5 ceaiuri. Ok, bine. Păr verde are bani azi. Băieți, știți că în curând voi ieși cu Smiley? Ce? Da, băieți, cred că e adevărat pentru că Diana a început să iasă cu Dima. Toată lumea a văzut poza cu sărutul lor. Din timpul orei. Fetelor, să mergem, haideți. Rog, să aveți grijă. Oho, toată lumea are bani azi? Majorete banii, ce vă servesc? Vrem 3 rateuri. Băieți, de ce vă uitați așa la noi? Diana se uită la noi pentru că suntem vedete. Nu ne uităm la voi, doar la Diana. Diana, mulțumesc mult, serios, sunt foarte fericită. Ce? Păr verde, nu vorbi prostii. Fetelor, despre ce vorbește? N-am idee, Diana. Artem, întreabă. Diana, te-ai împăcat cu Dima din nou? O, Diana, ești aici? Vreau să te întreb ceva. Oh, bună, Smiley! Minunat! Vom avea un latte! Ne poți da încă unul, te rog? Băieți, bună! Eu nu vreau latte, mersi. Diana? Smiley, care e problema? Diana, ce e asta? Băieți, stați! Băieți, așteptați! Diana, ce înseamnă asta? În timp ce eu am oră, tu te săruți cu Dima? Smiley, nu mă sărut cu Dima! Cine a făcut poza asta stupidă? O, Diana, nu mai minți, toată școala a văzut sărutul. Băieți, voi ați văzut? Da, tot am văzut sărutul. Ei, tăceți din gură!
Smiley, Diana nu l-a sărutat pe Dima. Ea te iubește pe tine, nu-i pasă de Dima? Fetelor, nu-i întrerupeți! Smiley, îți voi explica totul acum. Explicăm. Fetelor, nu vă cred pe voi, sunteți prietenele ei. Ok, Smiley, Dima m-a rugat să ies cu el afară în hol și a vrut să mă sărute. Dar așa de tare a vrut să mă sărute încât a uitat să-și dea jos casca. Uite, m-a înroșit. Ce, nu puteai să inventezi ceva mai bun? Mult noroc, Diana. Băieți, vă salut. Oho, era așa aglomerat, vom aștepta jumătate de oră după burgerii noștri. Opa, Dima, mulțumesc mult, am probleme din cauza ta. Da. Diana, stai, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă cu Smiley? Oh, mai bine plec. Ha? Ce se întâmplă cu Smiley? Dima, nu trebuia să mă săruți. Hai, Dima, explică-mi. Ce zici? Am vrut să o sărut pe Diana. Cum adică? O, calmează-te, nu ne-am sărutat, am uitat să-mi dau jos casca. Ce? N-a fost niciun sărut? E poza fake? Wow! Dima, mulțumesc că ai zis adevărul. Poți vedea, Smiley? Nu l-am sărutat pe Dima, nu l-am sărutat. Fetelor, mă întreb de unde e poza. Fetelor, trebuie să aflăm. Vreau 10 rulouri, sunt stresată. Dima, mersi că ai zis adevărul, dar stai departe de Diana. Nu-mi zici tu mie ce să fac. Da, dragilor, cine credeți că a făcut poza asta fake și a trimis-o tuturor? Ca și cum aș fi sărutat cu Dima. Noi nu ne-am sărutat deloc. Eu sunt cu Smiley și-l iubesc. Diana o să scrie oamenii în comentarii. Mâine vei afla totul. Dragilor, dați un like, abonați-vă și așteptați noile noastre episoade. Ne vedem în curând. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Pa!